când am început mandatul, dacă se vorbea de locuri de joacă, discutam de bani pentru reparații. Astăzi întreținem 8 locuri noi. Le mai reparăm, pentru că unii adolescenți nu înțeleg că sunt pentru cei mici. Ei nu au avut parte de așa ceva. Satisfacția mare a fost când le-am dat în folosință. Bucuria mamelor, a bunicilor, care veneau cu nepoții, asta îți dă un impuls să vrei să mergi mai departe. Oamenii nu știau ce înseamnă demersuri, licitații, amânări, contestații, bugetări și că uneori acest lucru îți ia multe ore de muncă. De aceea vă cer să continuăm împreună, pentru că mai avem multe lucruri bune de făcut.